Mai multe proiecte au fost depuse pe fondul de mediu pentru obținerea de finanțare în vederea eficientizării câtorva clădiri administrative, a școlilor din localitate și extinderea rețelei de iluminat în comuna Coșești. Avem un lucru să depunem, încă două proiecte, deja unul lucrăm la el, am încărcat în platformă și așteptăm avizul celor în măsură să ne dea ok-ul. Lucrăm la alt proiect pentru, pregătim un proiect pentru eficientizarea clădirilor din punct de vedere energetic. Clădirilor de interes public, mă refer. Deci primărie? Primărie, școli, cămine culturale. Cumva încerc să găsesc o soluție și pentru iluminatul public, ținând cont că am modernizat și am adus soluții noi, am micșorat ca și consum, dar ar fi mult mai bine să fim total independenți, adică să reușim asta în funcție de axele de finanțare, că pentru posibilitățile noastre locale nu înseamnă mult să facem din bani proprii sau cu... Dar am început anul în forță, după ce anul trecut am obținut aprobarea pentru finanțarea pentru lucrarea de canalizare pe Anghel Salini. Am început anul 2023 cu semnarea unui contract la Agenția Fondului de Mediu, prin care o să realizez o modernizare a sistemului de iluminat public identică cu cea de pe drumurile principale, adică absolut toată localitatea, de la cele mai mici alei și străzi până la... V-am spus, consider o utilitate de o extremă importanță pentru comunitatea locală, pentru rural în general, așa cum vă spuneam. Vin oameni de la serviciu, la schimbul 2, sunt copii care vin mai târziu pe timp de iarnă, în special, ținând cont de ce se întâmplă cu animalele sălbatice. Uitați că sunt niște fenomene din astea care și-au depășit uneori, au depășit imaginația noastră să te trezești cursul la poartă, nu e tot mai confortabil. Ori având un iluminat public de înaltă calitate, ne ajută cumva să eliminăm disconfortul ăsta. Mai e o problemă și pentru cei care n-au niște gânduri prea ortodoxe, că din punct de vedere al siguranței cetățeanului, având întuneric, gândurile negre îi împing să mai facă și câte o prostioară, dar așa să gândesc de două ori înainte de a lua o decizie de genul ăsta. Bine, aici mai greu că majoritatea se cunosc între ei. Da, mai sunt și, da, știți, ca oriunde mai apar și excepții. Așa, după ce am semnat acest contract, ne-a venit rândul să semnăm încă trei contracte prin Programul Național, prin PNRR, componenta 10, de reabilitare a trei clădiri, din reabilitare din toate punctele de vedere. Mă refer la primăria Coșești, școala și grădinița de la Jupânești. Sunt trei proiecte separate pe care trebuie să le demarăm cât de repede. Ce înseamnă această reabilitare? Înseamnă de la înveloparea școlii până acolo, mergem până într-acolo, încât dacă acoperișul nu ne permite, de la schimbarea șarpantei și a învelitorilor, până la instalarea unor panouri fotovoltaice, în funcție de sumele alocate. Adică ne oprim acolo cu proiectul de la început, îl calculăm, unde ne permite suma rezervă, alocarea bugetară care ni s-a aprobat pe proiectul respectiv, pentru că au fost niște plafoane și nu le putem depăși. Sunt niște calcule în funcție de numărul de elevi, de numărul de locuitori ai comunei și noi ne-am dus până la plafonul maxim. Prin această eficientizare energetică, ce va cuprinde și montarea de panouri solare, administrația locală dorește să facă economie la consumul de energie electrică.